prima zi de școală a adus vești bune pentru elevii școlii gimnaziale Nicolae Leon din satul Băiceni, comuna Curtești. La deschiderea noului an școlar, aceștia au aflat de la autoritățile locale că în viitorul apropiat vor învăța în condiții decente, asemeni colegilor de la oraș. Și asta pentru că unitatea va fi modernizată și dotată cu grupuri sanitare în incintă, astfel încât să poată obține autorizație sanitară de funcționare. Pot să spun că mă bucur că am ajuns într-un final la finalizarea lucrărilor de modernizare a școlii Nicolae Leon din localitatea Băiceni. Este o lucrare care a fost începută la finele lunii martie anul acesta. Am avut multe lucruri de făcut la școală, începând de la subzidire, la fundații, exterior, izolare, tavan, schimbat geamuri, uși, centrală termică, încălzire termică, grupuri sanitare. Deci pot să spun că școala este transformată total. Copiii vor fi bucuroși pentru că mi-am dorit lucrul ăsta încă din anul 2016, când am preluat mandatul să modernizez. Una din probleme au fost modernizarea școlilor din comună. Într-adevăr, am un gust amar că nu am reușit să le modernizez pe toate, dar deja acum am început lucrările la încă două școli în satul Rășeni de Alb. Sperăm că la anul să intrăm cu copiii și în cele două școli din Orășeni de Alb, inclusiv școala din Orășeni Vale. Este o lucrare amplă, în jur la 8 miliarde de bani vechi, cu fonduri la Ministerul Dezvoltării. Ne mulțumim că am fost sprijiniți și am fost înțeleși pentru sprijinul acordat în ceea ce privește școala românească. Așteptăm cu drag începerea anului școlar, copiii sunt bucuroși. Aici vor învăța în jur de 150 de copii, vor învăța în două schimburi. La fel și cadrele didactice sunt mulțumite pentru condițiile asigurate prin modernizarea școlii. Nu dorim altceva decât activitatea școlară să desfășoare în parametri normali. Proiectul are o valoare de 1,34 milioane de lei și este finanțat de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, program prin care vor mai fi reabilitate și școala gimnazială numărul 1 din Orășeni de Alb, corpurile A și B, dar și școala primară numărul 3 din Orășeni Vale. În ceea ce privește renovarea școlii Băiceni, din cadrul școlii Orășeni de Alb, putem spune că s-a ajuns la condiții normale de funcționare, mult dorite până acum. În trecut erau foarte multe probleme legate de căldură, de toaletă, de funcționarea toaletelor, iar acum totul este în regulă și la standarde normale. Ne bucurăm foarte mult și mulțumim pentru ajutorul acordat de cei care au participat și au susținut proiectul și l-au realizat.